Ca în fiecare an, polițiștii sătmăreni sunt în mijlocul cetățenilor în 25 martie de Ziua Poliției Române. Activitățile organizate cu prilejul acestei zile au început azi dimineață la sediul Inspectoratului Județean de Poliție, unde a avut loc o ședință festivă în care polițiștii au fost felicitați de autoritățile locale și unde s-a desfășurat festivitatea de avansare în grad a polițiști. În ocazia zilei de 25 martie, Ziua Poliției Române, profit de ocazie să vă urez tuturor la mulți ani, atât dumneavoastră, familie, cât și colegilor mei. Vă mulțumesc frumos pentru participare, pentru sprijinul constant pe care mi l-ați acordat și de zi și de ceas. Vă mulțumesc frumos. Activitățile au continuat pe platoul din piața 25 octombrie, unde în centrul atenției au fost cei mici, viitorii polițiști sătmăreni. Azi sărbătorim Ziua Poliției Române și am dorit să fim printre cetățeni și printre copii. De data asta au venit ei la noi și nu noi la ei. Le-am adus pliante, le-am adus puști și aparatul radar și motocicleta de la circulație și tot ce ar putea pe ei tenta, ca să spun așa, ca să devină polițiști. Mie mi-a plăcut mașina de poliție. Și ție? Și mie mi-a plăcut mașina de poliție. Motoreta. 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 Aha. Motoreta. Ați fost vreodată cu mașina poliției sau cu motoreta? Nu. Nu. No. No. Da. Da. Spune-mi, ce trebuie să facă poliția? Să aibă grijă de ora, să nu facă prostii și să prindă hoții. Prind hoții și au grijă de stradă. La mulți ani! Bravo!